Sigur că da, doamnă, sigur. Cu alte informații vă mai putem fi de folos și noi mulțumim. La revedere! La centrul unde sunt preluate apelurile bucureștenilor din sectorul 4, curg cereri serioase, dar și solicitări mai neobișnuite. O doamnă a solicitat, de exemplu, un echipaj de poliție locală, deoarece a intrat în un șarpe în crăpătura casei. Un alt cetățean a solicitat intervenția de urgență a poliției locale pentru că, Uh, într-adevăr, a avut o problemă deosebită. Cineva i-a furat de pe sfora din curte pantalonii pe care i, -i pusă să l-au uscat. Și micile probleme conjugale sunt înregistrate tot la primărie. O altă sețizare extrem, extrem de amuzantă este legată de o problemă familială deosebită și anume aceea că un domn care și-a pierdut verigheta în gunoiul menager a solicitat lucrătorilor a de peste o caute ca să nu aibă probleme cu soția. Nu sunt singurele sesizări ciudate, spun autoritățile, care au fost chemate în ajutor și când un liliac a intrat într-un apartament sau când un melc prea lent nu a putut să traverseze o alee. Nu putem, de exemplu, să-i ajutăm cu liliecii, nu putem să-i ajutăm sau cu melcii, dar pentru alte probleme, măcar cu un sfat, cum sunt problemele domestice, îi putem ajuta și îi putem sprijini. Puțini știu de acest serviciu, al primăriei. Dincolo de solicitările bizare, oamenii spun că linia telefonică pentru cetățeni este utilă. E ok, mi se pare mai mult de imagine așa. Call primăriei sectorului 4 funcționează de aproximativ o lună și până în acest moment au fost soluționate peste 6.500 de solicitări.